6 iunie, am sfârșit să coc și cireșele. Destul de multe, la ce frig a fost prin primăvară atunci. Sunt destule. Încă mai am apă pe foliile astea care le-am pus să nu crape cireșe din cauza la ploi. Apa încă băltește la bază aici. Să nu se iar poi mine. Ploi destul de substanțiale. Pe la pere am avut niște puricei. Le-am dat o combinație de actara cu novadim, că sunt foarte periculoși ăștia la puricei ăștia la păr. În rest arată binișor. Pere destul de multe, frumoase. Nu, ce pasă, astea roșii. Favorita lui clap roșii. Destul de frumos. Sunt băgat în mai multe proiecte cu casa. Fac aici o mică terasă, tencuiesc, mă rog, nu prea mai avut timp de pomi. Așa pe fugă, când am putut, le-am dat un tratament. Caisele, destul de frumoase. Trebuie ajutate și ele cu un calcinit și un crop max și un insecticid în perioada asta, neapărat că încep să fie atacate. Aici alți cireși, destul de mari și frumoși, foarte, foarte încărcați, cireșe mari, superbe. Ia uite așa aici, frumoase, în 2-3 zile trebuie început culesul și băgat la piață că se strică. Dacă le mai dau ploaie și aici am folii destul de mari în jurul lor, nu prea mai ajuns apă la ei. Altfel crăpau de... Uite ce e și în asta. Frumos. Mai sunt și probleme cu unele care crăpat, nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Și mai strică din ele, dar trebuie stat între ele. Cloroza la perii altui spăgutui, n-am rezolvat-o. O să mai cer cu un cromax să vede. În rest, livada e... uite aici am un Romus 3. Uite cât de frumoase sunt la ora asta. Ia uite, ca mâine se coc. Destul de frumoase. Lăsate exact câte trebuiesc, nu multe. Țuța, ce zici, fată? Trebuie avut grijă și la fidele de la măr. Le-am dat și se pare că s-au uscat în interiorul la frunze. Aici am un prima și asta destul de frumos. Mere frumoase. Acum bătaia peștului, cireașa, vișina, caisele. Încep și astea să umfle. E o perioadă încărcată. Iar aici am băgat ca nebun la umbrar. Mai stăm și noi la umbră aici, la o cafeluță, la un suculete, berică. Mai am să-i pun tabla. Și cam astea sunt activitățile în perioada asta. Nu știu cum să mai împart. Sunt și căpșuni. Aici am foarte multe florina. Uite căpșunicile. M-a întrebat lumea de căpșuni. Sunt destule pe aici. Surprise. Niște mere foarte frumoase, foarte bune. Florina full. Florina cu lider central, full și asta. Trebuie multă atenție în perioada asta, că o să atace viermele mărului. Aici un Romus 3, alt Romus 3, la fel de mere, la fel de frumoase în perioada asta. Se apropie și piersicuțele de coacere. Uite, aici am mai pus proptele. Aici vreau să fac un gard ăsta fructifer, să ține și umbră. Ce să vă zic, spor la treabă. Și atenție la fructe, că viermele e la colț. Păbiță, tu mănânci căpșune acolo, mă? Mare jit ești, mare jit ești!